Salutare, salutare și bine ne-am regăsit pe canalul educațional eromână.ro. Astăzi împreună vom rezolva subiectul cu care mulți elevi s-au confruntat luni. La limba și literatura română este vorba despre varianta 4. Așadar, să vedem prima cerință, o cerință clasică cu care suntem familiarizați, indică sensul din text al cuvântului pildă și a secvenței din când în când. Acolo este frumos că luându-se pildă din alte părți, luându-se exemplu, luându-se obicei, iar din când în când câteodată. La doi, trebuia să menționăm durata evenimentului în cadrul căruia a fost sărbătorit a-i împrătescu voinește, adică cât a durat întregul eveniment. A durat o săptămână, da? Această săptămână de ovații. Dar la subiectul 2 trebuie doar să menționăm. E foarte important să urmărim verbele de comandă, da? Menționează. Nimic altceva. Menționăm și atât. La 3 avem de precizat, dar precizarea noastră și va urma justificarea cu secvența semnificativă. Precizează un rol pe care tâmplăria l-are în ansamblul preocupărilor lui a-i împrătescu voinești. Și avem aici, ne spune autorul, când nu plec la pescuit, divertismentul de la munga intelectuală mi-l procur cu lucruri tâmplăriei. Aici găsesc ritmul sufletesc care îmi trebuie pentru scris. Deci fie de a oferi divertisment, de a oferi distragere, da? De la munca intelectuală, de a oferi ritmul sufletesc care să genereze inspirație. Iar la 4 trebuie să explicăm motivul pentru care Brătescu Voinești consideră potrivită sărbătorirea scriitorilor. Da? Și ne spune aici autorul, este frumos că luându-se pildă din alte părți unde se sărbătoresc artiștii în vârstă, se introduce și la noi un obicei bun. Este puternică impresia când scriitorul, care este o fabrică de bucurii pentru alții, simte el însuși, întorcându-se dintre oameni, recunoștința, răsplătindu-i durerile, măcar la bătrânețe. Da? I.A.I.A.L. Brătescu Voinești consideră potrivită sărbătorirea scriitorilor, întrucât el consideră că aceștia sunt o fabrică de bucurii și că merită să fie răsplătiți pentru chinul lor, măcar la bătrânețe. La 4, da, trebuie tot timpul să explicăm motivul, adică oferim motivul, apoi detaliem pentru a obține punctajul maxim, altfel nu. Oferim motivul, detaliem. La 5, o trăsătură morală, aici desigur modestia și puteam ușor să detaliem, da, și la 5. Atenție la verbul de comandă, dar prezintă 30-50 de cuvinte, oferim trăsătura, apoi detaliem puțin în ce context reiese că Voinești era modest. Pentru că și-ar fi dorit în primul rând altcineva să fie celebrat, consideră că sunt scritori mult mai valoroși decât el. Azan Firescu, Vlahuță, Caragiale. Iar la B, un text argumentativ, în primul rând ce înseamnă argumenta? A expune punctul de vedere, a demonstra punctul de vedere. Dacă activitățile natură influențează sau nu stările sufletești. Și avem un întreg paragraf despre asta. Brătescu Voinești care mergea la pescuit și ne spune, stând nemișcat cu undița pe malul apei, gândurile curg la vale în voie și sufletul ți se purifică. Acolo, în calmul naturii, fenomenele pe care le crezi în oraș, catastrofele le vezi ca printr-un binocliu întors. Îți dai seama de inutilitatea tuturor patimilor omenești. Sigur, aici putea să definiți activitățile în natură, să spuneți că da, întrucât activitatea în natură, da, te pune în legătură cu starea sufletească, îți oferă o stare de relaxare, de destindere și atunci mintea relaxându-se, desigur, poate să găsească noi portițe de a observa anumite lucruri. Și aveam acest fragment pe care l-am lecturat și, desigur, exemple personale sau culturale. La subiectul al doilea, o perspectivă narrativă accesibilă, aici puteam oferi definiția, perspectiva narrativă reprezintă unghiul din care sunt
relatate evenimentele, apoi să prezentăm perspectiva narrativă obiectivă, dar naratorul ne-o prezintă pe această liana care îl așteaptă pe Dandu la întâlnire, dar care nu mai sosește și apoi posibilitatea ca ea să-l fi văzut pe Dandu cu altă femeie și desigur toate pătrunderile în conștiința ei, demonstrarea omniștienței naratorului. El la subiectul al treilea, desigur, ne-am întâlnit cu poezie. Dacă n-ați luat bacul, la anul cu siguranță îl puteți lua, doar dacă, glumesc, nu doar dacă, dar www.romana.ro/ghid, da, produsele noastre sunt niște instrumente care cu siguranță vă vor ajuta. Nu sunt singurele, desigur. Dar sunt bune. Dacă vă uitați la acest videoclip, înseamnă că aveți încredere în ceea ce fac eu și vi le recomand, sunt ieftine, aveți acolo toată materia verificată anul acesta, confirmată de mai mulți elevi care au obținut note remarcabile, pentru că a fost și primul an în care am avut acest curs singur și, desigur, rezultatele au certificat calitatea acestui curs.